Scrisoarea a 66-a funcționarului Iovan I despre cele mai mari trei lucruri din viață. Mi-a spus trei întrebări și anume: care este cel mai mare gând vrednic de om? Care este cea mai mare grijă vrednică de om? Și care este cea mai mare așteptare vrednică de om? A se gândi la purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața omenească e cel mai mare gând vrednic de om. A se îngriji de mântuirea sufletului e cea mai mare grijă vrednică de om. A aștepta moartea e cea mai mare așteptare vrednică de om. Cum trebuie să vă gândiți la purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața omenească? Trebuie să luați ca măsură legea morală a lui Dumnezeu. Urmând acestei măsuri, să priviți ce se întâmplă în viața oamenilor pe care îi cunoașteți și cu care sunteți în legătură. Acesta nu este totdeauna lucru ușor, fiindcă pricinile sunt uneori îndepărtate și ascunse în trecutul îndepărtat al unui om, iar alteori se pot afla numai în viața părinților lui. Mărturisirea creștină se întemeiază pe descoperirea acestor pricini. Psalmistul grăiește către Dumnezeu: la poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale. Cât am iubit legea ta, Doamne, pururea cugetarea mea este. Fiindcă poruncile Domnului sunt la temelia a tot ce se întâmplă fiilor lui Adam. Și legea Domnului este lumină ce luminează ceea ce se întâmplă cuiva. Cum trebuie să vă îngrijiți de mântuirea sufletului? Ca să nu vă mai înșiri, citiți Evanghelia și întrebați biserica: omul n-are mai mare bun ca sufletul pe această lume. Și tocmai acest cel mai mare bun este singurul pe care îl poate scăpa de pieire și moarte. Tot restul ce nu e om, ci al omului, dintre cele pe care le prețuiește și le păstrează omul, fără putință de scăpare, piere și moare. Sufletul omului este în ochii lui Dumnezeu un lucru mai de preț decât întreaga lume materială, după cuvântul lui Hristos. Ce va folosi omului dacă va dobândi întreaga lume, iar sufletul său și-l va pierde? Așadar, nu poate fi mai mare grijă vrednică de om ca grija mântuirii sufletului său. Cum trebuie așteptată moartea? Ca ostașul în război, sau ca elevul care se pregătește cu grijă, așteptând în orice clipă ca profesorul să îl cheme la ascultat? De neîncetata pomenire a clipei morții, ne-a amintit și Mântuitorul în pilda despre bogatul ușuratic, care făcea hambare noi și se pregătea să o ducă bine multă vreme pe pământ, dar i s-a zis pe neașteptate: nebunule, în această noapte vor smulge de la tine sufletul tău, iar cele ce le-ai pregătit, ale cui vor fi? De ce e gândul la purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața oamenilor cel mai mare gând vrednic de om? Fiindcă el aduce omului înțelepciunea și fericirea. De ce e grija pentru mântuirea sufletului cea mai mare grijă vrednică de om? Fiindcă sufletul e cel mai mare bun de pe pământ și e firesc ca celui mai mare bun să-i trebuiască închinată cea mai mare grijă. De ce e așteptarea morții cea mai mare așteptare vrednică de om? Fiindcă așteptarea morții curăță conștiința și îi dă omului imbold la toată fapta bună. Când un oarecare om vrednic și bun a fost întrebat ce l-a împins mai mult în viață la o stenală și bună rânduială, a răspuns: moartea. Aceste trei lucruri nu se pot băga de seamă la animale. Ele sunt proprii numai omului și încă celui mai înalt tip de om. Tot restul e comun omului și dobitocului. De la Dumnezeu pace dumneavoastră și binecuvântare! Scrisoarea a 67-a unei pensionare care se plânge de moda în îmbrăcăminte. Scrieți că ați fi putut trăi dumneavoastră și cele trei fiice ale dumneavoastră din pensia modestă pe care o primiți ca văduvă de ofițer superior. Însă totul se duce pe modă. Fiicele s-au rupt de sub stăpânirea dumneavoastră cea bună și au trecut sub stăpânirea aspră a modei.
În zadar le sfătuiți, le explicați, le rugați. Ele o țin una și bună. Ce știi tu, mamă? E vorba de cultură, de educație, de gust. Ce, să facem noi notă aparte între fete? Și vorbind astfel, cer în fiecare primăvară și în fiecare toamnă haine noi, după modă. Iar în casă, mizerie și sărăcie. Casa n-a mai fost zugrăvită de multă vreme. Mobila e uzată. Vasele sunt ciobite. Lenjeria de pat, numai zdrențe. Masa sărăcăcioasă. Când prânziți, nu cinați. Pentru toate acestea nu sunt bani, dar pentru îmbrăcăminte la modă, pentru stradă, trebuie să fie. Vai, moda și strada v-au răpit întâietatea în casă. Mă întrebați ce să faceți. În Macedonia v-ar fi spus toți. Rugați-vă lui Dumnezeu să le dea fiicelor duh bun. Pe lângă rugăciune, continuați să le sfătuiți. N-au decât să-și bată joc. Dumneavoastră vorbiți-le. Cuvintele adevărului trebuie odată și odată să zămislească și să aducă rod. Dumnezeu aude și la vremea sa, El va repeta învățăturile dumneavoastră fiicelor, numai că într-un fel mai aspru. Fiindcă atât Biblia, cât și experiența noastră, ne dau mărturie că Dumnezeu rare ori pedepsește ceva atât de aspru cum pedepsește necinstirea părinților. Spuneți-le fiicelor dumneavoastră că îmbrăcămintea la modă din vremea noastră nu este nici de cum vreo cerință a culturii, sau a educației, sau a gustului, ci numai o cerință a comerțului. Cei care inventează moda și o impun lumii credule se gândesc exclusiv la bani. În această munculiță negustorească a lor, nu se gândesc la cultură și la educație, nici cât broasca la stele. Sunt obișnuiții barbari ai marilor orașe, care prin viclenie ajung la bani. Ei au agenții lor, desenatori, fotografi și subtili cunoscători ai patimilor și slăbiciunilor omenești. Pentru bani, aceștia le confecționează noi și noi croieli de îmbrăcăminte feminină. Cu duhul epuizat până la atrofie în inventarea noii mode, ei au început în zilele noastre să impună lumii feminine o croială a hainelor care sfidează cele mai obișnuite concepții de cuvință și rușine, precum și simplele reguli de igienă și de menaj. Dar ce, îi doare pe ei de morala lumii? Și de caracterul oamenilor și de sfiala fecioarelor și de sănătatea nației și de pensia mică a mamei? Banii și numai banii. Acesta e imboldul și scopul creațiilor de modă ale acestor negustori și alarmatei de agenți ai lor. Mai spuneți-le fiicelor dumneavoastră că acești arhinegustori ai modei își anunță noile invenții sub deviza culturii, a educației, a frumuseții și a gustului, râzând în sinea lor și gândindu-se doar la bani. Aceste mari cuvinte ce se rosteau cândva în Europa cu respect le slujesc ca banală marcă comercială pe marfa de vânzare, de pildă ca șarpele de pe sticlele cu o travă, sau ca buldogul de pe gramofoane, sau precum cămila de pe pachetele de ceai. Cândva, curțile europene dădeau exemplu și model în privința îmbrăcăminții, neavându-se în vedere pe atunci banii, ci tocmai ceea ce acum sună atât de fals în gura fiicelor dumneavoastră. Dar astăzi, din păcate, și curțile s-au supus tiraniei modei pe care o impun dughenele unde se fac bani. Adevărata îmbrăcăminte de curte, îmbrăcăminte domnească, se mai vede și astăzi la vrednicul nostru popor, mai ales în Macedonia și în Muntenegru. O americancă profesoară a fost nu de mult în Cetinje și mi-a povestit cum a organizat un ceai în cinsta ei o societate de femei. Muntenegrencele s-au arătat la ceai în portul lor popular, iar americanca în hainele ei la modă. Mi-a fost o rușine grozavă, zice, arătăm ca țiganca între împărătese. Le mai puteți citi, fiicelor dumneavoastră, amenințarea prorocului Isaia către evreicele iubitoare de modă, amenințare care în timp s-a adeverit. Vezi Isaia 3:16-24. De la Dumnezeu pace și sănătate dumneavoastră. Scrisoarea a 68-a Frăției Sfântului Ilie despre un semănător de neghină. Îmi aduceți la cunoștință că a venit între voi un tânăr cu o nouă credință. Vă spune totul împotriva bisericii, împotriva sfinților, a icoanelor,
a crucilor, a slavelor și mai ales s-a înverșunat asupra Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Merge din casă în casă, din prăvălie în prăvălie și împarte gratis cărți și reviste în care este scris tot ce îl spune prin fiul Grai, aceleași hule împotriva dreptei credințe. A venit, zice, din America și vrea să vă lumineze. Mai zice că toată America crede la fel ca el. Nu vrea să spună de care sectă ține, dar că este sectant și eretic v-ați încredințat singuri. Să nu vă vorbesc eu, fraților, să vă vorbească Apostolul lui Dumnezeu. Iată ce poruncește Apostolul Pavel. De omul eretic să te depărtezi, fiindcă, spune el, unul ca acesta s-a stricat și păcătuiește, fiind singur de sine osândit. Tit 3:10-11. Iar Sfântul Petru îi numește pe unii ca aceștia învățători mincinoși, prezicând arătarea lor în lume. Și între voi vor fi învățători mincinoși care vor băga resturi de pierzare, grăind cuvinte trufașe și amăgitoare. 2 Petru 2. Înainte văzătorul evanghelist Ioan amintește: iubiților, nu credeți orice duh, ci încercați duhurile de sunt de la Dumnezeu, că mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. 1 Ioan 4. Iar din partea mea vă spun, fraților, cuvinte mincinoase rostește acest tânăr când spune că toată America ține credința lui. Minciuna este ca și neghina și el este asemănător de neghină. În America este și Biserica Ortodoxă, cu multe biserici, cu preoți și episcopi. Este poporul nostru ortodox, frații noștri după credință, ruși, sârbi, bulgari, greci, români, albanezi și sirieni. Pretutindeni sub povara chinuitoare a muncii grele, iar acum sub una și mai chinuitoare, a lipsei oricărui loc de muncă, ei își țin minunat credința și își păstrează culoarea minte sufletul de semănători de neghină. Și de vreme ce acești sectanți nu au izbutit să întoarcă de la ortodoxie pe frații noștri din America, și-au trimis agenții în Balcani, ca prin banii lor nebinecuvântați și prin cărțile lor gratuite să cumpere sufletele noastre. Noi nu ne-am vândut turcilor pentru ranguri și moșii și o să ne vindem negustorilor americani pe dolari? Nu este obiceiul nostru să dăm credința pe un blid de linte. Noi cu credința noastră călătorim prin această viață de 1000 de ani. Noi am dat pentru ea sânge, ea ne-a dat nouă duh. Noi am încercat-o și am aflat că este adevărată, dulce și aducătoare de mântuire. Sfinții noștri sunt vii și până în ziua de astăzi se arată vii prin numeroase semne și minuni. Puterea electricității se pogoară prin conductori. Puterea lui Dumnezeu se pogoară prin sfinți. Părintelui îi place să proslăvească pe fiii săi iubiți, arătându-și prin ei puterea. Puterea și ajutorul bineplăcuților lui Dumnezeu nu am simțit-o numai noi creștinii, ci și musulmanii noștri. Ortodoxia se află astăzi între două unilateralități. De o parte sunt musulmanii ce recunosc puterea credinței noastre, dar nu recunosc cartea credinței noastre, iar de cealaltă parte sunt scornitorii apuseni de credințe noi, ce recunosc cartea, însă nu recunosc puterea credinței noastre. Despre aceștia din urmă scrie Dumnezeescul Pavel că au chipul bunei credințe, însă tăgăduiesc puterea ei. Și îl sfătuiește pe Timotei: și de aceștia să te ferești. Noi am ținut și ținem și cartea, adică Sfânta Scriptură și puterea, adică semnele și minunile lui Dumnezeu prin sfinți, cruce, icoane, prin rugăciuni și prin toate sfintele taine. Oare și pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu să o apărăm de hulitor? Ea se apără destul singură. Pe patul de moarte, hulitorii ei urlă de durere. Între noi era un om botezat care a călcat în picioare cu răutate icoana Născătoarei de Dumnezeu. Înainte de moarte, abolit vreme îndelungată. Tot se apăra de cineva lovind văzduhul cu mâinile. Striga ziua și noaptea: harapi, harapi negri, plecați de la mine! Când i s-a făcut molitvă către Maica Domnului, s-a liniștit. După aceea a început să plângă zicând: iată, a venit Maica Domnului și cu toiagul ei i-a alungat pe harapi de la mine. Câteva zile a vărsat lacrimi, tot sărutând și mângâind icoana Maicii Domnului. Îți mulțumesc, Maica lui Dumnezeu, tu m-ai iertat, șoptea neîncetat. Și cântând lin un cântec,
s-a despărțit de noi cu vrednicie și seninătate. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă întărească, fraților! Scrisoarea a 69-a lingurarului Marinco, care întreabă dacă Domnul a mustrat-o pe maica sa. La nunta din Cana nu era vin de ajuns. Născătoarea de Dumnezeu a văzut oaspeții mirați, iar pe stăpânul casei rușinat. Împinsă de milă și împreună pătimire, ea a cerut sfat sau ajutor de la fiul său zicând: „Nu mai e vin.” La care Iisus i-a răspuns: „Ce este mie și ție, femeie?” Aceste cuvinte ale lui Iisus ți se par ție ca o mustrare și de aceea scrii și mă întrebi. Nu e mustrare, nu, căci dacă ar fi fost mustrare, născătoarea de Dumnezeu ar fi simțit-o în acel ceas mai tare decât noi astăzi. Și dacă ar fi simțit-o ca pe o mustrare, ar fi tăcut și n-ar mai fi rostit niciun cuvânt. Ea însă le-a spus îndată după aceea celor care slujeau: „Orice vă va zice, să faceți.” Ce este mie și ție, femeie? Acestea sunt cuvinte de luminare, nu de mustrare. Domnul vrea să o lumineze pe maica sa, nu să o mustre. Din împreună pătimire, ea se gândea la trebuința mai joasă, trupească, a celor de față, nu la cea mai înaltă duhovnicească. Ea dorea ca toate să fie în rânduială și după obicei, și fără ca nimeni să nu fie întristat sau rușinat. Iar el dorea să deștepte sufletele omenești adormite și să le vindece, fiind ele bolnave. El s-a pogorât printre oameni ca să prefacă ființa noastră apoasă în vin, cenușa în foc. Născătoarea de Dumnezeu, ce-i drept, voia ca fiul ei să facă un lucru bun oamenilor, dar lucrul bun la care se gândește ea este cu totul nedestulător. El vrea să facă un lucru bun oamenilor. În această privință, inima lui încuvințează inima maicii sale. Însă un lucru foarte mare, potrivit măririi lui și de folos tuturor generațiilor până la sfârșitul lumii. Pentru trebuința de o clipă a nunții se putea împrumuta vin și din vecini. În acea țară nu-i lipsă de vin, dar însemnătate are nu vinul, ci minunea. Vinul îl beau oamenii și uită, pe când minunea nu se uită. Vinul, ca trebuință trupească, ține de împărăția pământească, în vreme ce minunea, ca trebuință duhovnicească, ține de împărăția cerurilor. Născătoarea de Dumnezeu s-a gândit în acea clipă la primul lucru. Domnul s-a gândit la cel de-al doilea. Văzând clarvăzătorul limpede că gândurile maicii sale se depărtaseră de gândurile lui, vrea să le smulgă din împărăția de jos și să le înalțe în cea de sus. Ca atare îi spune cu bunătate: „Ce este, deopște, mie și ție, femeie?” Ioan Gură de Aur scrie despre aceasta următoarele: „Acestea n-au fost cuvinte de certare a mamei, ci de economie, adică de zidirea împărăției cerurilor, atât în sufletul Maicii Domnului, cât și în sufletele tuturor care vor fi auzit și citit cuvintele acestea.” Adu-ți aminte cum i-a vorbit Iisus surorii lui Lazar: „Marto, Marto, te silești și de multe te grijești, dar un lucru este de trebuință.” Nici aceste cuvinte nu sunt cuvinte de mustrare, ci de luminare. Împărăția cerurilor e mai presus de lume și toate grijile și ostenelile omenești trebuie îndreptate către această împărăție. Dar de ce a zis Domnul, femeie, nu mamă? Ca în acea clipă să arate mai deslușit deosebirea dintre gândurile lui și gândurile ei. Căci dacă zicea mamă, nu am fi luat aminte atât de mult la cuvintele de mai sus. Nici nu am fi simțit atât deosebirea dintre gândurile lor din acea clipă. Lui Petru a trebuit să dea o lecție mult mai tare zicându-i: „Mergi de la mine, Satano, că nu ale lui Dumnezeu, ci ale oamenilor cugeți.” Iar dacă i-ar fi zis: „Mergi de la mine, Petre sau omule,” nici Petru, nici noi n-am fi băgat de seamă prăpastia care îl despărțea de Domnul. Oare născătoarea de Dumnezeu l-a înțeles atunci pe fiul său și oare a primit învățătura? Pe deplin. Îndată a încetat să-l mai sfătuiască pe cel ce sfătuiește și să-l călăuzească pe călăuzitor, ci s-a întors cu supunere și smerenie la rolul ei, ca la oameni să-i pregătească lui cale. Drept aceea, ea se întoarce către cei ce slujeau și le grăiește: „Orice vă va spune să faceți.” Și când cei ce slujeau au făcut tot ce le-a spus el,
ea împreună cu toți aștepta cu sufletul cutremurat neașteptatul. Să o ascultăm și noi pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu, frate, să facem tot ce ne-a poruncit Fiul ei. Stă în puterea noastră, iar când vom face ceea ce ni s-a spus, să așteptăm cu cutremur neașteptatul, și anume, să așteptăm minune de la El, minunea prefacerii omului trupesc în duhovnicesc, a celui pământesc în ceresc, a apei în vin. Pace ție și bucurie de la Domnul! Scrisoarea a 70-a unui preot neortodox care întreabă de ce Dumnezeu pedepsește Rusia ortodoxă. Sunteți chiar sigur că pătimirea de acum a poporului rus ortodox este pedeapsa lui Dumnezeu? Eu nu sunt sigur, mărturisesc. Iată, putem greși dacă socotim orice pătimire a unui individ sau unui popor ca o pedeapsa lui Dumnezeu. Cele trei cruci de pe Golgota ne fac prevăzători în prețuirea pătimirii cuiva. Oare Hristos a fost răstignit ca urmare a unei pedepse dumnezeiești? În lungul șir al pătimitorilor vedem și proroci, și apostoli, și mulți drepți strălucitori și drepte strălucitoare. Pătimirea lor, fără îndoială, nu a fost pedeapsă a lui Dumnezeu. Și dacă au pătimit pentru păcate, nu pentru ale lor au pătimit. Și cel fără de păcat, care a primit cele mai mari chinuri, a fost chinuit, este adevărat, pentru păcate, însă nu pentru ale sale, ci pentru cele ale neamului omenesc. Pătimirea Sfintei Rusii este oricum pentru păcate, dar pentru ale cui păcate? Asta trebuie să vă întrebați. Vă amintiți, alesule cunoscător al Sfintei Scripturi, cum le-a tâlcuit Domnul evreilor pieirea celor 18 oameni peste care s-a prăbușit turnul din Siloam? A zis că n-au pierit pentru că erau cei mai păcătoși și cei mai vinovați dintre toți ierusalimitenii, ci pentru ca pieirea lor să-i preîntâmpine pe păcătoșii mai mari ca ei. Nici pe departe nu erau ei cei mai păcătoși. Nu, ci zic vouă, de nu vă veți pocăi, toți veți pieri așa. Luca 13. Oare Rusia e cea mai păcătoasă țară ca să fie supusă dintre toate țările cele mai grele pătimiri? Pentru întreaga lume sunt limpezi două lucruri. Primul, că poporul rus arde în focul chinului ca oarecând cei trei tineri în cuptorul din Babilon. Și al doilea, că teoriile materialiste și atee care au și aprins focul în acesta în Rusia nu au luat naștere în poporul rus ortodox, ci în popoarele neortodoxe. Tot restul este o taină a proniei lui Dumnezeu. În taina aceasta înfricoșătoare nu putem pătrunde adânc. Putem căuta o comparație pentru chinul Rusiei în dreptul și mult pătimitorul Iov, a cărui pătimire a folosit atunci și folosește acum foarte multora. Putem vedea în închinuirea Rusiei un semnal al lui Dumnezeu pentru toate celelalte popoare ca să se păzească de materialism în teorie și în practică, în gândire și în faptă. Toate spiritele nobile ale lumii au arătat de-a lungul întregului veac trecut caracterul nebunesc și pierzător al acestor teorii. Însă cuvintele nu au putut convinge, ca atare a fost îngăduită grozăvia acestor teorii în practică. După cum turnul Siloamului s-a prăbușit cândva peste cei 18, așa și turnul modern al tuturor ideilor și teoriilor mincinoase s-a prăbușit peste marele popor rus. Ca neamul omenesc să vadă și să se dezmeticească din aceste teorii nimicitoare și de suflet pierzătoare. Dar cine s-ar încumeta să spună că acest turn modern al minciunii s-a prăbușit peste Rusia, fiindcă Rusia este mai păcătoasă decât toți? Eu parcă aud preîntâmpinarea lui Hristos și în zilele noastre. Nu, ci zic vouă. De nu vă veți pocăi, toți veți pieri așa. O, popoare și neamuri! Pe lângă această preîntâmpinare a Domnului mai putem lua învățătură și din experiențele trecutului lumii. Nici o revoluție nu se termină cu ce începe. Asta ne învață istoria. Adeseori, ceea ce este nimicit și prigonit la început de către revoluție, ajunge în cele din urmă să precumpănească și să triumfe. Lucrul acesta este valabil necondiționat și pentru credința lui Hristos. Prigonită, dar neizgonită, scuipată, dar nemurdărită, bătută, dar nu omorâtă. Și este limpede că nici misiunea slavă, nici cea mondială a Rusiei nu stă în ceea ce se face acum în Rusia, ci în ceea ce va veni la sfârșitul Revoluției.
În orice caz, lumea poate trage un folos nemăsurat de pe urma chinuirii de acum a poporului rus în foc. Iar poporul rus va ieși fără îndoială din acest foc mai sfânt, mai puternic și mai slăvit decât a fost vreodată. Nici fierarul nu bagă fierul în foc pentru a-l pedepsi, ci pentru a face din el ceva mai bun. Socotim și credem că nici făcătorul poporului rus nu a lăsat acest mare popor în focul pătimirii ca să-l pedepsească și să-l omoare, ci ca prin pilda lui înfricoșătoare să preîntâmpine și să cumințească celelalte popoare, iar pe el poporul rus să-l proslăvească foarte înaintea cerului și a pământului. Pace dumneavoastră și sănătate de la Dumnezeu!